Vă mulțumesc că ați venit din nou la conferința de presă. Aș avea cam două subiecte mai importante care vreau să le dezvolt eu, după care aștept întrebări. Mie mi se pare foarte important de a atrage atenția cu investiția de la barajul de la Răstorița. M-am preocupat personal în ultimii ani să urmăresc de ce s-a oprit, de ce probleme sunt. Și știți bine, am reușit ca în 2014 să mișc lucrurile, fiind prezent la această investiție primul ministru, doi vicepremieri și chiar s-a alocat niște bani. Între timp, iară sunt blocate investițiile pe motivul expropierii celor 360 de hectare din cuva lacului și actele sunt blocate. Am depus interpelare, de fapt întrebare primării, au întrebat la Ministerul Dezvoltării. Vasile Dâncu a fost prezent la Reghin în septembrie și am făcut demersul să vedem unde s-a oprit și am aflat că acum stau. Deci dacă până acum erau probleme la Ministerul Justiției sau Ministerul Finanțelor, acum sunt la Ministerul Mediului, care au dat un răspuns că, de fapt, nu știu în ce legătură sunt cu areile protejate. Și pentru un aviz sunt blocate aceste retrocederi, adică aceste fonduri pentru a putea proprietarii să fie despăgubiți. De aceea mi-am propus, pentru că sunt încă parlamentar și am dreptul, să depun o interpelare la ministra mediului, Cristiana Pașca Palmer, să-i cer să răspundă în scris pe ce motive întârzie și nu dau avizul. Ne-am informat aici pe plan local și e o chestie de pur formală, șeful Agenției de Medii din Mureș spune că e vorba doar de o schimbare de proprietate în acte. Nu afectează niciun fel zona. Săptămâna viitoare, cred că doamna ministru va fi chemată în Parlament să răspundă la aceste interpelări. E o investiție deosebit de importantă, începută din 89, ar avea efecte din 89 începută investiția la baraj. Sunt 27 de ani. Da. Și mai ales când problema cu apa potabilă e energie ieftină, energie verde, sunt multe, multe avantaje pentru județul Mureș, plus că e 95% realizată. Erau promisiuni în 2014 că și-au avut bani asigurați pe 2014, 40 de milioane și încă 40 de milioane pe 2015, 40 de milioane de lei și se putea pune în funcțiune. S-au împotmolit exact la partea asta de expropieri în cuva, a terenului din cuva lacului. De cealaltă parte, ieri ați văzut că primul ministru Dacian Cioloș a participat la conferință alături de PNL și că, de fapt, s-a demascat că nu este prim-ministru tehnocrat sau guvern tehnocrat, ci este omul PNL-ul, e, cum zicea președintele Iohannis, e guvernul meu, e partidul meu. Ceea ce spune clar că, de fapt, toate greșelile guvernului tehnocrat trebuie să-și le asume Partidul Național Liberal. Este un guvern care favorizează
companiile străine, multinaționalele, este clar dovedit că din 36 de companii care au depus să obțină ajutor de stat, doar 6 companii străine au primit. Dacă au zis că se ieftinesc medicamentele, de fapt s-au scumpit, pentru că distribuitorii sunt firme multinaționale și dacă la fabricile de medicamente, care deja contestă decizia și sunt foarte revoltați producătorii de medicamente, pentru că, într-adevăr, ei primesc bani mai puțin. Era un exemplu clar că un medicament pentru diabet de la 2,50 lei, acum e 5 lei, și că, de fapt, producătorul primește numai un leu. Diferența până la 5 lei o iau distribuitorii. Cunosc aceste lucruri pentru că deputatul Florin Buicu este președintele Comisiei în Senat și în Camera Deputaților, președintele Comisiei de Sănătate, și el chiar, după cum ați văzut, a demascat și faptul că Ministerul Sănătății are buget pe care nu l-a utilizat de sute de milioane de lei și ar avea bani. Ei tot timpul dau vina că nu sunt bani la buget. Pe de altă parte, vine președintele țării să laude că există o creștere economică de 5%, dar nu se regăsește în buzunarul românilor, nu crește salariale sau alte beneficii pentru români, ci se duc afară la multinaționale. Cam asta am vrut să dezvoltăm astăzi. Sunt multe alte greșeli ale guvernului Cioloș și sunt multe motive pentru care sunt convins că la alegerile parlamentare Partidul Social-Democrat va câștiga alegerile și pentru județul Mureș din ce în ce mai mult voi fi convins că vor fi mai mulți de 3 parlamentari pentru Partidul Social-Democrat în Mureș. Cred că românii își vor da seama că singura șansă de a scăpa de un guvern tehnocrat, un guvern în favoarea străinilor, e de a obține PSD-ul o majoritate confortabilă, fără să fie nevoit să negocieze tot felul de alte lucruri cu alte formațiuni politice. Da. Considerați că Dacian Cioloș va pleca și voi, în condițiile acestea, la o eventuală renominalizare a domniei sale PSD și dumneavoastră, cum credeți că ar trebui să se lucreze? Deci, categoric, PSD-ul nu va vota pe Dacian Cioloș. Dacă a venit ca mare specialist cu experiență de la Bruxelles, a dovedit cu totul altceva. Nu e un bun manager, nu și-a pus miniștrii la lucru. Așa cum s-a așteptat o țară întreagă. Cred că e o mare dezamăgire pentru fiecare cetățean român, ceea ce au făcut ei de când sunt la guvernare. Tot mai multă lume nemulțumită dau vina că nu sunt fonduri la buget, dar pentru ca să-și ducă firmele multinaționale profitul afară, sunt bani destui. Și prima întrebare nu mă răspund. Dacă... Considerați că v-a trădat, pentru că fără susținerea PSD, de aceea nu era premier astăzi. Nu m-a trădat, problema e dezamăgire totală. Eu nu pot să spun... A trădat PSD-ul? PSD-ul a dat vot. PSD-ul a luat o trădare înțeleaptă că era o criză politică. Dar prin ceea ce au făcut, eu zic că pot să se poate afirma și că a trădat. Și mai am o întrebare, dacă simplu. În județul Mureș, după 11 decembrie 2015, cu cine veți face majoritatea? În județul Mureș, majoritatea e făcută. Realitatea din teren spune clar că posibilitatea de a face coaliție la județul Mureș e cea care există și astăzi. Deci mențineți alianța? Menținem. Dacă domnul Dragnea spune că exclude o
alianță cu UDMR după acea dată? Pentru mureșeni, pentru județul Mureș, înțelept e să rămână această alianță, indiferent de presiune de la centru. În continuare se rămâne pe ideea de Vizania, premier? Nu a fost nici, nu s-a discutat ideea de, de premier Liviu Dragnea. Mai mult analiștii speculează cine e mai bine văzut și cine ar fi mai bun administrator. Dar asta nu înseamnă că zic că Liviu Dragnea nu e bun. O dovedit în conducerea partidului că e capabil să, și ca vicepremier la Ministerul Dezvoltării a derulat un program care s-a dovedit foarte viabil și, de fapt, creșterea economică care se laudă Iohannis se datorează faptului că programul la Ministerul Dezvoltării, ordonanța 28, a fost benefică pentru toate localitățile din țară.